Ienuța, să fie sănătoasă, cea mai frumoasă mămicuță. Cum este? Cum a fost sarcina? E foarte bine, stă, se relaxează. Pare rău că n-a putut să facă parte în această vară din proiectele noastre, că ea mergea cu mine și cu Rareș peste tot. Am fost doar eu cu Rareș și ai văzut că ne-am întors de la... unde a fost un mare festival acolo și am cântat cu Rareș în fața 5.000 de oameni. Foarte frumos. Dar ea așteaptă cu răbdare. Două luni spuneai că mai are, da, nu? Da, două luni. Respectă tot ce au transmis medicii, ca să iasă un copil sănătos, frumos și să ne bucurie pe toți. S-au gândit la nume? Cred că Maria, pentru că Maria este un nume extrem de frumos și sfânt, care este cântat în multe melodii, Maria. Și să vedem la al doilea ce nume mai au în plan. Dar Maria știu sigur, Măriuța, îi spun Maria și pentru că suntem tot de... Dar s-o crumic când vei fi, ia spune-mi, au ceva în plan, au discutat? Că trebuie să dansezi și la nuntă. Nu cred că fac chestia asta acum. Nu știu, pentru că... Sau se concentrează acum pe nașterea micuței. Pe copil, pe asta, să fie pace, dragoste, liniște, sănătate în gașca lui Enache. Auzi, noi te vedem așa plin de energie, glumeț, vesel tot timpul. Dar nu știu cum o să fii când o să iei pe cea mică pentru prima dată în brațe. Da, știi ce mi-a spus Diana? Zice, tata, nu să-ți dau fata să te plimbi ea prin parc, că toată lumea o să creadă că e a ta. Nu prea arăt eu așa bunic, o spune bunicuțul rock and roll, bab, bab, luma, the big bombe. Da. Te vedem noi pe scenă la anul cu micuța. Ce să, se poate dacă mergem spre zona asta a muzicii, ar plăcea să fie alături de noi, da. Dar să, o să crească și își alege ea ce simte. Așa cum am făcut și Diana, eu n-am împins-o de la spate, ea singură și a descoperit vocația. Chiar era rușine, dacă o să intrați pe podcastul live-ul lui Enache pe YouTube, o să vedeți că sunt postate toate edițiile și a povestit că era rușine să cânte, că eram eu acasă.